Acum o săptămână, pe masa noastră în platou, era o compoziție foarte interesantă. Probabil ați observat și voi recent niște flori mai puțin obișnuite. De fapt, un buchet. Dar dacă să mă gândesc mai bine, nu e chiar un buchet, pentru că era o compoziție. Și asta pentru că formau numele meu. L-am primit cadou de la o invitată, de la Ania Țepeș, și pentru că noi eram curioși să aflăm cum are loc acest proces și cine face aceste minunății pe la noi, uite că o invităm în aceste clipe pe Daniela Cheltuitor și ne va da mai multe detalii. O femeie dulce de tot. De ce? Pentru că în aceste momente intră în platoul nostru cu un tort. Salut, bine ai venit la noi. Ia uitați-vă ce tort. Dar cum să-l uitați și mă spun scăpăm pe jos ca tortul la nunt, că se mai întâmplă și la alții. Și acest tort, cum? Și compoziția pe care o avem pe masă este făcută de ea. Iubita, pune aici. Deci, femeia asta se pricepe bine și la flori și la dulciuri. Vreau să te întreb, primul rând, ai dormit noaptea? Nu prea, am avut emoții foarte mari și chiar nu puteam să adorm, eram ca prin ceață. E o invenție inedită, cel puțin pe piața din Republica Moldova. Prima dată am văzut lucrarea creată de tine și am zis da, e ceva nou și merită să ajungă și în platoul nostru. Cum ți-a venit ideea? Oricum ai văzut-o de pe undeva. Da, de când am început eu să mă ocup cu florile la general, evident că am început să mă informez, să studiez piața de peste hotare, ceea ce se creează la noi, se face. Și, nu știu, așa mi-a venit mie ideile astea cu numele, cu ceva frumos, însuși să fie personalizat. Adică fiecare persoană în parte vrea să reda oricum pentru persoana iubită ceva aparte, să fie unic. Așa, în aceste momente ar trebui ca un pic să ridicăm compoziția noastră, ca voi să și vedeți ce se citește acolo, pentru că sunt mai multe litere și trebuie să le deschidem ca să le vedeți. Hai să ridicăm, Daniela, mă ajut, te rog, un pic, ca să vadă și cei de acasă. Iată ce scrie pe această compoziție. Vorbe bune! Și mai avem aici câteva momente de încheiat, pentru că tu ai făcut totul de acasă. E vorba de construcția. Probabil cel mai greu durează construcția literelor. Da, asta este o muncă aparte, adică este ceva chiar destul de greu, pentru că este făcut totul manual, în primul rând. La noi încă nu se face astfel de cutii să fie cumva la un aparat sau ceva de genul. Mm-hmm. Și plus la asta, fiecare om, fiecare literă este aparte. Și sper totuși să mă dezvolt în domeniul dat și să fac ceva încă și mai frumos și mai nou. Uite, la câteva dintre flori deja ai pus mărgeluțe, a rămas acolo eu fără mărgeluțe. Hai să-l înfrumusețez și pe el, ca să fie deja toată compoziția încheiată. În cât timp reușești să faci asemenea compoziție? Dacă să luăm per general florile, cutia, tot, îmi ia chiar poate să fie și în jur de 4-5 ore. Depinde câte litere, depinde câte flori. Dar care a fost cel mai lung nume sau cea mai lungă compoziție pe care ai făcut-o tu? A avut cam un metru, a fost destul de mare. A fost Daniela. La fel era un nume pentru Daniela, am fost făcut cu pietre, Swarovski, adică foarte frumos. Acolo deja ia cu mult mai mult timp. Mm-hmm. Dar aproximativ chiar poți să lucrezi 2 zile la această compoziție. Câți trandafiri? Cel puțin, uite, în compoziția asta de aici. I-ai numărat câți ai pus? Da, aici au intrat 75 de trandafiri. Este un număr destul de mare, de aceea și evident și compoziția se primește destul de costisitoare, pentru că un trandafir, chiar dacă este scurt, ca să fie butonul frumos, foarte mult depinde de lungimea lui. Dacă este mai înalt, atunci respectiv și butonul este mai frumos. Și, adică tu iei trandafiri înalți, lungi, cum se văd, iei de un metru, băți de un metru și tu îl tai. Da, tai la câteva centimetri. Da, mă doare, dar să știți că se păstrează foarte bine dacă însuși floarea este de o calitate bună, pentru că la noi pe piață sunt flori care îi pui la cutie, poate să stai 3-4 zile, florile moldovenești, dar astea olandeze, ele stau chiar și o lună. Dacă floarea este proaspătă în primul rând, pentru că
De obicei, la noi se comandă lunea, dar poți să tăi floarea în magazin o lună de zile la frigider și după care o aduci acasă și s-o filesc. Tu faci și dulciuri. Da. De fapt, care a fost prima manifestare în care ai făcut? Florile sau dulciurile? A fost florile, dar ideea generală de la care m-am pornit eu este aceea că să fac o surpriză de plină pentru o persoană. Asta este foarte greu, pentru că eu, când merg la o livrare, fac tort, flori, baloane și adaug mai multe lucruri. Și pentru mine a fost ca un scop, ca clientul când să se adreseze, să facă o surpriză foarte frumoasă. Adică uneori oamenii comand flori, eu le propun torturi, câteva baloane, pentru că eu știu că la... Și macarons! Da. Tu ce studii ai, fata mea? Eu am finisat facultatea de drept la UCN. Deci, e juristă! Ca să vă dați seama, e juristă, dar uitați-vă ce torturi, ce dulciuri face, ce compoziții. Cum să nu fii de acum sunt la masterat la facultatea de drept. Tu ce master faci? Da, sunt la primul an. Părinții au optat foarte mult ca eu să meargă să fac studiile în juridică, să aibă un deci sport. Asta a fost dorința voastră, dragi părinți! Și vedeți că până la urmă, pasiunea și dorința ei de a face altceva și asta a adus-o la televizor, nu domeniul de activitate în jurisprudență. Nu îmi pare rău, pentru că oricum este o experiență foarte frumoasă și pe parcursul anilor, nu știu, omul când studiază, el se completează, ajunge la ceva frumos. Pe mine foarte mult mă ajută chiar și studiile în domeniul dat, pentru că la noi în Republica Moldova se întâlnesc foarte multe cazuri când oamenii nu cunosc cum să se apere, nu cunosc legea, nu cunosc absolut nimic și sunt foarte, foarte ușor de manipulat. Și, nu știu, eu le mulțumesc foarte mult la părinții mei, pentru că datorită lor eu cred că am ajuns aici și, nu știu, chiar le mulțumesc din suflet. Mulțumim și noi pentru așa fată care ne-a adus și flori, ne-a și îndulcit. E minunat când poți să le ai pe toate de la un singur om. Mulțumim, Daniela, spor în toate, să bucuri oamenii. Urmează 14 februarie, 8 martie, mă, și ai să ai, n-ai să dormi. Uite, atunci, n-ai să dormi, nu pentru că ai să vii la emisiune și ai să ai emoții, dar n-ai să dormi de atâta lucru. Să fii apreciată și să ai putere să le faci pe toate ce visezi și ce-ți dorești.